mari, câte spații de joacă pentru copii există în municipiul Giurgiu? La momentul acesta noi am inventariat 24 de locuri amenajate într-o anumită perioadă ca și locuri de joacă pentru copii. Din aceste 24, doar 2, cel mult 3, corespund normelor de siguranță impuse de Uniunea Europeană. Și mă refer la un părculeț de înclopotare care a fost făcut acum vreo 2 ani. Și un părculeț în parcul Mihai Viteazu existau tot așa dispozitive pentru locuri de joacă, dar care erau într-o fază destul de degradare. Mai există un loc de joacă pentru copii finanțat de către Clubul Rotary la intrarea pe pietonală pe Mircea cel Bătrân, dar datorită faptului că era un spațiu adecvat pentru copiii mici până în 6 ani, 7 ani, el a fost folosit de copii mai mari și, drept urmare, foarte multe din acele obiecte s-au degradat. Deci, în acest moment, discutăm de un singur părculeț care corespundea normelor europene. Așa cum le-am promis cetățenilor din municipiul Giurgiu, anul acesta am cuprins în programul de investiții realizarea 10 parcuri și locuri de joacă pentru copii. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să vi le evidențiez. Din cele 24 am ales 10 în care să cuprindă toate cartierele de municipiul Giurgiu. Și este un loc de joacă în strada 1 decembrie 1918, în zona blocului H1, în strada Tineretului Parc CF2, în strada Tineretului la Școala Generală numărul 5, în strada Decebal numărul 4, în zona dispensarului medical, în zona Sanitas, strada Negru Vodă, în zona blocului 240 Garsoniere, unde trebuia și unde se construiește o grădiniță, am stabilit și loc de joacă pentru copii. Și încercăm să mutăm locul acela de joacă de la între Milan și Rustic, fiindcă nu corespunde, nu poți să ai un loc de joacă între două cărciumi. În parcul Mihai Viteazu va fi amplasat un loc de joacă mult mai mare decât acesta, deci am încercat să identificăm terenul care poate fi amenajat. Noi în luna decembrie, pe ultima sută de metri, având o economie la investiții, am reușit să facem acel loc de joacă, zicem noi, conform normelor europene, cu tartan jos, mult mai sigure, dar este mic acel loc de joacă. Veneam seara la ora 9:30 când treceam în oraș și vedeam că se jucau încă copii acolo. Stăteau la coadă copiii să joace în acele. Deci zona aceea, Mihai Viteazu, se va construi un loc de joacă foarte mare. Cu foarte multe obiecte, credeți-mă că s-a dezvoltat această, industria locurilor de joacă și ele vor fi tematice în oraș. Locurile acestea de joacă. Apoi avem o extindere în parcul, în strada Mircea cel Bătrân. Vom merge pe următorul scoar, fiindcă era aproape de drum și nu e greu să lași pentru copii și pentru părinți să faci un loc de joacă pentru copii și să nu ai o îngrădire adecvată. Plus că era lângă fostele WC-uri și parcă nu era un loc super. A fost locul pe care municipalitatea ni l-a pus la punct când eram membru Rotary ca să montăm acele obiecte de joacă, sponsorizarea clubului. Avem în parcul elevilor, la fel, un loc de joacă mare care să adreseze zonei respective. Încercăm să identificăm în zona poligonul auto, zona Ramadan. De ce vă spun în acea zonă? A fost văduvită zona aceea de locuri de joacă. Și acolo trăiesc și zona de case, de dincolo de calea ferată, este tot a Giurgiului. Oamenii aceia locuiesc tot în Giurgiu și e bine ca și ei să aibă locuri de joacă. Încercăm la poligonul auto, fie să ne pună la dispoziție într-o discuție cu proprietarii de acolo, fie în spatele poligonului se află o zonă liberă, să încercăm să o îngrădim, să o dotăm corespunzător, să facem un loc de joacă pentru copii. Ar mai fi în zona cărămidarii noi obor, în zona blocurilor anele și acolo nu avem niciun loc de joacă și faptul că sunt locuințele acele anele vechi, locuințele noi, sunt locuite de tineri până în 35 de ani. Acești tineri au copii mici,
Deci se adresează și lor acele locuri de joacă. Și avem Parcul Alei, care va intra într-un program separat de, de dezvoltare și de modernizare. Și aș vrea să este cel puțin în prima, este pentru prima dată când spun lucrul acesta. În Parcul Alei se va dezvolta foarte mult pe partea aceasta de petrecerea timpului liber. Va fi un loc de joacă, va fi un skate park pentru cei cu role și cu skateboard, va fi un forum, o scenă în aer liber pentru diverse spectacole. Ați observat că după ce am montat în Parcul Mihai Viteazu acea scenă, au venit foarte multe școli cu copii. Chiar a fost, chiar în ciuda frigului, în fiecare seară existau 50, 100, 150 de persoane cu copii care veneau să vizioneze spectacolele oferite. Acest lucru îl facem pentru toate, eu știu, formațiile, grupurile de persoane care dă dansuri, dă jocuri, dă orice, care doresc să, eu știu, să fie în fața publicului, să se obișnuiască și ei până la urmă cu emoțiile publicului și să le ofere giurgiuvenilor o clipă de plăcere și de bucurie. Va fi iarăși o zonă pentru biciclete, pentru role în Parcul Alei. Deci Parcul Alei va fi parcul de bază și principal al orașului. La ce sumă estimați că se ridică amenajarea Parcului Mihai Viteazu? Acum și Parcul Mihai Viteazu va intra iarăși într-un proiect, un proiect de modernizare. Am discutat cu proiectantul și arhitectul care a făcut proiectul pentru Parcul Mihai Viteazu. Este vorba de domnul arhitect Tiberiu Florescu, decanul Facultății de Urbanism, este giurgiuvean, a fost proiectul lui de diplomă, dacă nu mă înșel, în 94, și pe acel proiect încercăm să-l adaptăm și să facem și Parcul Mihai Viteazu un parc atractiv. Și în ceea ce privesc aleile și în ceea ce privește funcționalitatea, dar mai ales în ceea ce privește partea de peisagistică. Parcul Mihai Viteazu a fost un parc mai văduvit, fiindcă s-au plantat tot felul de pomi. Mai rămâneau 7 pomi când se faceau plantările de primăvară, unde îi punem? Hai punem în Parcul Mihai Viteazu. Am găsit salcâme, am găsit toate tipurile de pomi care n-au ce să caute într-un parc. Aici, amenajarea peisagistică trebuie făcută în funcție de obiectivele care le avem acolo. Și unele din obiective sunt acum statuia, care trebuie să fie în prim plan, și în zona statuiei nu vor fi pomi înalți, să nu mai spună cineva că o să crească pomii foarte mari și acea statuie nu se va vedea. Nu, prin amenajarea peisagistică, în zona statuiei nu vor fi plantați pomi care cresc foarte înalt. Nu avem nicio cifră vis-a-vis de aceste locuri de joacă, fiindcă suntem la faza de studii de fezabilitate, lucrăm la proiecte, am inventariat terenurile, am făcut măsurătorile cadastrale. În acest moment se contractează cu firme de proiectare și firme de arhitectură. Urmează, după ce va fi gata proiectul, să se facă studii de fezabilitate, să se facă devizul, să știm, și după aceea vom scoate la licitație aceste lucrare. Noi sperăm că începând cu martie, până la sfârșitul martie, vom fi gata cu toate aceste lucruri, ca de la 1 aprilie să putem, când permite timpul, să putem intra la plantări de pomi, la amenajări de spații. La primărie au sosit solicitări din partea giurgiuvenilor să plasați mai multe locuri de joacă? A fost o dorință și o nevoie a giurgiuvenilor de mult. Și în campania electorală oamenii spuneau nu avem locuri de joacă. Și am văzut cu ochiul liber. Nu mai era o cerință și nu mai era nevoie de o solicitare. Când Clubul Rotary a montat acele corpuri de loc pentru locuri de joacă în strada Mircea cel Bătrân, seara, când era timp frumos, erau foarte, foarte mulți copii care foloseau acele locuri de joacă. E o necesitate în oraș. Nu sunt locuri de joacă la cerințele Uniunii Europene. Acelea din fier, din tablă, vom intra și prefer să le tăiem, care nu sunt sigure, fiindcă ne asumăm o mare responsabilitate. Nu poți să lași niște locuri de joacă care nu sunt conforme pentru siguranța copiilor noștri. Deci
deci în prezent locul de joacă din parcul Mihai Viteazul este singurul. Este singurul care corespunde standardelor, cu tartan și cu toate funcționalitățile. Acum aș vrea să mai adaug la aceste locuri de joacă, ne-am gândit și pentru persoanele care însoțesc copiii, fiindcă dacă acel spațiu pentru loc de joacă este îngrădit, copilul este într-un loc sigur. El se adresează vârstei lui, fiindcă vor fi locuri de joacă între 3 și 6 ani și între 7 și 13 ani. Deci vor fi pentru categoriile de copii adecvate. Și atunci părintele, în loc să stea pe bancă și să mănânce semințe, prefer să-i ducem câteva obiecte de fitness, pedală, sunt mai multe care corespund și care sunt pentru amplasarea lor în spațiile libere și o să vedeți că va fi un cadru mai plăcut. Încercăm, sperăm că vom și rezolva. Avem sursele financiare. Deci din punctul acesta de vedere, sursele financiare sunt prevăzute în buget. Deci dispunem de fonduri ca să facem lucrurile acestea. Domnule primar, câte toalete publice mai există în administrarea primăriei? Să știți că întrebarea aceasta mi-am pus-o și eu. Și după o inventariere bine făcută de către cei de la ADPP-ul, care le aveau în proprietate, dar au fost transferate către Societatea de Peisagistică și Spații Verzi, dintr-un număr de 20 de toalete care au fost achiziționate în 2007, au fost casate 14, rămânând 6 toalete disponibile în acest moment. Și vi le spun și unde se află. Tocmai ca giurgiuvenii să nu le caute prea mult. Unul este la cimitirul Sfântul Gheorghe, unul este la cimitirul Sfântul Haralambie și două la cimitirul Smârda. Iar două se află într-o stare avansată de deteriorare în cadrul depozitului de la Sera de Flori de la Societatea de Peisagistică. Avem o problemă foarte mare cu aceste, eu știu, lucruri necesare într-un oraș european. Într-un oraș de 5 stele, cum poate plăcea cuiva să spună. Sunt foarte puțin sau lipsesc cu desăvârșire. E greu să ai un parc și să n-ai o toaletă. Până la urmă avem foarte mulți câini care știu dumneavoastră cum își fac nevoile, dar nu trebuie să luăm obiceiul câinilor. Dar nici să cumpărăm niște toalete pe care nu le folosesc nimeni. Au fost încheiate niște contracte în perioada aceasta, contracte de prestări servicii cu anumite societăți de profil. Dar să știți că nu sunt mulțumit nici cu acel mod, nici de colaborare și nici de, eu știu, oferta dânșilor de toalete. Eu nu le consider toalete publice. Acelea, să zic că pot să spun că sunt mai curate și mai frumoase WC-urile care le-au oamenii în curte decât acele toalete așa zis ecologice. Nu se ocupă nimeni de ele, nu le curăță continuu. Vedeți dumneavoastră acasă, dacă vine cineva sau într-un spațiu public, dacă nu ai de oră în oră cineva care să le întrețină, degeaba le ții, fiindcă și acea toaletă și acel scaun de WC-ul, la un moment dat devine insalubru și nu poți să-l folosești, neigienic și nu mai intră nimeni. Preferă să ducă după un pom și să rezolve treaba. Ce-i de făcut? Credeți-mă că am studiat problema aceasta. Una din deplasările mele chiar am văzut la costuri mici cum arată o toaletă publică la standarde europene. Cu toții ne-am plimbat prin țări din Uniunea Europeană și n-am găsit aceste cutiuțe pe care să le folosească oamenii. Și insalubre și urât mirositoare și mai bine nici nu vine să intri. Sunt așa zise toalete gen container. Și pentru bărbați, și pentru femei, și pentru copii. Ele sunt făcute pentru toate categoriile în care intri. Se intră foarte simplu pe bază de sistemul acela rotativ care este și la metrou. Deci nu poți intra altfel decât introducând o monedă, anume, sau care să găsești monedele acelea pe la magazinele din zonă sau undeva. Fie monedă de 5 lei, fie monedă de 50 de bani, de 1 leu, de, nu știu, găsim o formă. Bancnotă, monedă, care să creeze acel, eu știu, acea tarif, perceperea unui tarif și să folosească toaleta publică. Dar toaleta este tip container, în care ai pentru bărbați, ai două toalete, ai un
chiuvetă unde se speli, pentru copil au acele pisoare care sunt mai mici de înălțime, cu chiuvetă mai mică de înălțime și făcută pentru femei și bărbați. Nu costă foarte mult, ele se amplasează într-o zonă în care au acces la curent și la, eu știu, la canalizare. Cam cât costă? Nu costă atât de mult cât ar costa să construiești. Dar sunt conform normelor europene și, până la urmă, sunt necesare. Ne-am gândit ca aceste toalete să punem în Parcul Alei și în Parcul Mihai Viteazu. Două de acest tip. Urmând ca să continuăm procedura de atribuire prin licitație publică a celor două toalete publice, una de la, strada Mircea cel Bătrân și una din piață. Ele au fost date în închiriere unui operator privat, acesta și-a manifestat intenția de a le cumpăra, urmează să facem procedura, dar până suntem siguri că prin proiectul care îl face, acea persoană va realiza o toaletă publică conform cerințelor. Nu vrem să transformăm iarăși o zonă insalubră în altă zonă insalubră. Sunt multe locuri în care nu sunt aceste toalete. În Piața Nouă avea obligația acel investitor să facă toalete pentru personalul din piață. Nu a făcut. Sunt zone aglomerate în oraș care nu avem. Norocul nostru este că sunt în oraș și benzinării multe. Și oamenii mai merg pe la benzinărie, dar nu e, sau baruri sau restaurante și să mai duc pe la aceste unități, dar nu este o soluție. În zonele, eu știu, parcuri, în zone de parcuri trebuie să avem asigurat acest lucru. Pe șoselele pietonale, în zonele, sunt lucruri care țin de civilizație. Nu putem să spunem că e o cheltuială prea mare atunci când acel lucru ține de civilizarea acelui lucru. Și până la urmă de numele lui sau de imaginea lui. Vine un străin și nu știe unde să duc. La cele 6 toalete publice există personal care le întreține? Vă dați seama că sunt în cimitir, deci personalul din cimitir le întreține. Noi avem contract cu firma care le vidanjează, le curăță, le aduce substanțele acelea. Dar aici trebuie când ai doar 4 care funcționează, ce structură de personal să atribui și ce dotare să ții? Costă mai mult o mașinărie care pentru 4 toalete. Deci noi trebuie să creăm acea bază de toalete și apoi să și dotăm cu tot ce trebuie, și cu personal, și cu mașină care să le vidanjeze și să le curețe. E o problemă a orașului. O moștenesc, e bine că o aduceți în atenția opiniei, o cunoșteau și oamenii, este în vederea și a executivului primăriei să realizeze acest lucru. Deci de două vă putem garanta. Prețul, știți ce se întâmplă? Depinde de... M-ați întrebat cât costă efectiv. N-aș vrea să spun un preț acum. El va face obiectul unui caiet de sarcini, unei licitații, se vor cumpăra. Depinde de proveniență. Eu am văzut unele turcești care erau perfecte, frumoase, îndeplineau orice cerință și care arătau bine și eu sunt ferm convins că sunt mai ieftine. Dar am văzut și din unele de proveniență bulgărească, altele de proveniență ungurească. Cam fiecare țară și-a asigurat prin producția lor și aceste, eu știu, tip de toaletă publică. Noi am mers pe sistemul acela, zice, ne cere Uniunea Europeană să avem nu știu câte toalete, hai să le facem. Cum or fi să le facem ca să bifăm acolo că am rezolvat treaba cu Uniunea Europeană? Nu este chiar așa. În acest moment aveți contracte încheiate cu firme care au amplasat toalete ecologice? Da, există o firmă de la București, Dacorom Pro SRL, o firmă, altă firmă, Comex Ron SRL București. Dar este greu, costurile sunt mari, fiindcă ei trebuie să vină de la București să toaleteze aceste, eu știu, toalete publice, le curețe, să le amplaseze, să le ducă, să le aducă. Deci durează și costurile sunt mai mari. Încercăm prin noua societate de servicii publice SA Giurgiu să creăm și acest serviciu care să vină în întâmpinarea cetățenilor. Am adus în Parcul Mihai Viteazu acum pe perioada sărbătorilor, încercăm să le ducem în zone unde avem manifestări, eu știu, unde populația se strânge pe perioadă, dar nici nu putem să le ținem, cel puțin pe timp de iarnă, în anumite zone în care nu și-au funcționalitatea.
Deci anul acesta aveți... Avem un plan, în planul de investiții, două grupuri de toalete, că există un grup pentru femei și bărbați, cu două, trei locuri de toalete în interior, o formă de încălzire cu radiatoare, adică cuplat, exact cum le vedeți și în, le-ați văzut, sau cei care au fost plecați în țări mai civilizate, le-au văzut că există. Deci există bani în buget? Banii au existat tot timpul. Contează priorități. Deci nu am să mă vai niciodată că am preluat, multe probleme, asta da, știu. Dar banii au fost și bani sunt. Eu le-am spus și consilierilor când la un moment dat spuneau să vedem, să ne spună câți bani avem, să vedem dacă facem investiția asta. Dacă am venit în fața lor cu un proiect de investiții, credeți-mă că am și sursele, fiindcă n-am voie să vin în fața consiliului și să aprob niște investiții dacă nu am surse în spate. Deci în primul rând îmi creez sursele și sursele am creat. Faptul că există transparență, faptul că licitațiile sunt publice, publicate pe SEAP, în care au acces foarte multe firme, au făcut ca anul trecut să avem o economie de 15 miliarde în bani vechi, la lucrări de investiții de 40 de miliarde. Le-am scos pe SEAP și au licitat până au ajuns la economia aceasta. Aceste sume le-am transferat către alte obiective de investiție. Deci amplasarea de toalete va fi o prioritate în acest an? Una din priorități, fiindcă avem multe. Da. Avem foarte multe priorități. Avem încă, mai avem, îmi pare rău că o spun, am crezut că la sfârșitul anului am terminat cu această problemă, existau 26 de drumuri identificate de noi la stadiu de pământ și în lunile de iarnă am încercat să punem piatră. Am mai descoperit că oamenii au aflat că am făcut această investiție și aici, dar pe strada noastră n-ați venit, că așa noastră e tot pământ. Și așa este, da. Nu putem, nu avem cunoștință chiar toate intrările, toate fundăturile, că sunt la stadiu de pământ. Ei n-au multe case, două, trei, dar și oamenii aceia locuiesc în Giurgiu. Deci una din problemele acestea a fost, mai sunt foarte multe, mai avem 5500 de metri, deci 5 km jumate de străzi, care nu au fost trecute în proiectul privind canalizarea și apă curentă. Deci aceste străzi trebuie făcute acum prin efortul primăriei. Și oamenii aceia au problemă. Este tot ține de civilizație, de gradul de civilizație. Și nu poți să te anunți, să arăți că ești oraș și puternic și oraș și european și oraș și reședință de județ și tu să ai străzi încă din pământ. Sau să n-ai canalizare, să n-ai apă și să ai tot puțuri în curte și fântâni. Deci sunt probleme care le... Nu o să mă văd că le moștenesc, să dau vina pe vechi. Așa s-a întâmplat. Asta le-am preluat. Le duc.